Bun găsit, dragi prieteni, sunt Sorin Manea și vă prezint banul. Începem un lung periplu, sper eu, în lumea afacerilor, în spiritul antreprenorial românesc și haide să pornim din sălbaticii ani 90. Alături de Octavian Bădescu. Bună, Octavian! Bună, mulțumesc pentru invitație. Bine ai venit! Hai să vedem, o să vorbim pe larg despre uh, intrarea ta în afaceri, despre business... În anii Hai să 90 eram încă mic Erai încă mic, da. dar în anii 2000 da, Deja a început să crești da, da, da. I-am urmărit pe alții în anii 90 Hai să vedem, cum ai intrat tu așa Se vorbește foarte mult de anii, anii 90 Cum au venit unii cu bani În 90 aveau milioane de dolari Nu știm de unde, că în comunism nu prea erau Dar unii au avut bani Tu cum ai intrat în zona asta de business Și cum ți ai început ușor-ușor Ascensiunea, ca să spunem așa Eu n-am fost Din un antreprenor eu am pornit ca angajat. Eu am absolvit ASE, am făcut apoi SNSP, cu studii academice, post în comunicare și relații publice, și între timp am și predat la o școală pozitioală de profil economic. Finanțe, marketing, management, organizație, că la ASE am făcut și acel modul de pregătire a cadrelor didactice, cum era, ca să poți să predai. Uh, ulterior, după 99, 98, 99. Nu am mai vrut să activez ca profesor. Nu și... era bănoasă meseria sau ce se întâmplă? Uh... Acum îmi place să împărtășesc, dar atunci nu o vedeam ca o carieră. Adică o vedeam limitată. Vroiam, uh... Vroiam o carieră în zona afacerilor. Uh... Țineam și contabilitatea la școala aia post pentru că Contabilitatea e, de fapt, specialitatea mea, la asta am făcut contabilitate și informatică de gestiune. Nu vroiam nici să fiu contabil, și atunci am luat o decizie, am schimbat complet uh, uh, domeniul. M-am angajat agent de vânzări cu 50 de dolari salariu fix la o companie de curierat. Mi-a plăcut anunțul, cea companie uh, multinațională așa se numea atunci, dar nu era. S-a dovedit că era o companie turcească, dar. Asta era. Suna nu, bine. Suna bine, da? Își creează forța de vânzări. Și mi-a plăcut ideea de forță de vânzări, mi-a plăcut ideea că se crea, deci era la început. Și am zis, ok, pot să încep de aici o carieră în, la început în vânzări, pentru că nu doream să stau într-un Loc, într-un spațiu fix. Să, le, să le explicăm mai, celor mai tineri ce însemnau 50 de dolari în zilele noastre, în, la vremea respectivă, că știu că era o situație uh, foarte mare. Salariu? nu. Salariul minim în vremea aia era 100, când m-am angajat eu. Deci, eu, că m-am dus pe 50 de dolari salariu fix, era mic și atunci. Doar că eu mă bazam că nu o să nici mi-am pus problema. Am zis, eu vreau să învăț, în primul rând, că eram la început. Și doi, doream să câștig din comisioane. Pentru că la fiecare contract nou adus, câștigam 25 de dolari. Deci, un agent bun, și eu am fost repede un agent bun, putea să facă cam 4 contracte pe lună, un contract pe săptămână. Deci ajungeam la 150 de dolari, ceea ce era peste acel mediu. Da? Dar baza era 50 de dolari. 50 de dolari salariu fix și sigur că erau începuturile uh, curieratului în România. Aveam două misiuni. Una trebuia să explic oamenilor uh, care e diferența între firma mea, Romexpress Curier se numea, nu era a mea, dar firma la care lucram și poșta. Că Lumea nu știa diferența între curierat și poștă. Și a doua chestiune, de ce compania pentru care lucram eu e mai bună decât altele? Deci era o misiune grea. Acum, când te duci să vinzi curierat, publicul e educat. Atunci. Și cu ce făceați curieratul la vremea aia? Era curierat cu mașini, local cu. făceam curierat, era național, cu precădere național, cu mașini, cu dube se duceau, deci mașinile preluau un plix, erau multe plicuri atunci, și colete, dar și plicuri, trece prin șase mâini de la expeditor la destinatar. Deci întâi e curierul care îl ridică, îl aduce în hub, trece pe acolo într-un proces de sortare două, trei mâini, după aceea intră pe o linie, se numește line hall, adică se încarcă în mașini care pleacă pe destinații sau se duce la gară și se ducea la mecanicul de tren. Dar îți mai aduce aminte primul Sline contract? LineVolose se făcea cu mecanicul, da, da, da. Ca da. și curiozitate, așa? Da, mi aduc aminte. La cine da. a fost primul contract? Acum, pe moment, nu mi aduc aminte numele firmei, era o companie antreprenorială. Dar am făcut repede contract cu ING, am făcut contract cu Unicredit, am ajuns foarte repede să mă ocup de clienții mari, de key account se numea, deci de la agent de vânzare am ajuns în un fel de key account, discutam cu clienții mari, pentru că aveam această experiență care era provenită oarecum dintr-o experiență de formare politică, în prealabil, am fost implicat în PNCCD, am participat la traininguri de pregătire pe campanii electorale, am fost în America la alegerile primare, în fine. Deci aveam deja la 26-27 de ani un mod de a dialoga cu oamenii care era superior celor de vârsta mea. Și asta m-a ajutat să discut cu directorii administrativi din companii mari. Deci am trecut și am ajuns în zona asta de key account, după care am plecat director de vânzări, să fac o echipă de vânzări, la o altă companie de curierat, o Curier se numea, și am dezvoltat o forță de vânzări. Asta fiind un, uh, un pas înainte. Un pas înainte? Era mai bine capitalizată firma asta decât cea turcească uh, sau era nu. tot la început și nu. tot uh, o, o director. sărăcie cu trei dube? Și... Uh, era chiar mai mică. Era chiar mai mică. mică, doar că fostul director de la Romexpress Curier și-a făcut firma, și a locurier, și mi-a oferit să devin uh, director de vânzări acolo și să fac eu o echipă de vânzări. Și. Am făcut asta și în uh, foarte rapid, în câteva luni, am ajuns director general. Pentru că uh, noi vindeam, aduceam clienți, doar că operațional lucrurile nu mergeau foarte bine. Adică se întârziau colete, se da din diverse motive. Fiind eu responsabil cu vânzările, clienții veneau peste mine. De ce nu mi-ajunge plicul? De ce nu mi-ajunge coletul? Știi cum se întâmplă? Poți să ai o rată bună de livrare. Clientul întreabă unde-i plicul meu. Nu contează că tu livrezi foarte bine 99,99%. ,99%. și ce le spune așa cu zâmbetul larg deschis? Uh... Și atunci nu-mi plăcea această defensivă în care ajungeai și am încercat să înțeleg de ce nu merg lucrurile pe operațional. Și am, început să, și am învățat operațional. Adică care e traseul, ce se întâmplă curierii în plan local, randamentul lor, formă în plan național, relațiile cu furnizorii, internațional trimiteam, aveam subcontractor pe internațional. Învățând operațional, dar în paralel, vânzând foarte bine, eu ajungeam să câștig foarte bine, dar operaționalul nemergând, profitul firmei nu era. Și uh, patronul firmei, ca să-l numim așa, antreprenorul cel care avea, a zis, frate, ce facem? Ori închidem firma, ori uh, devii director general. A avut loc o discuție cu un amic al meu, asta am auzit în povestite, <laughs> cu un alt uh, angajat de acolo, care un alt om de încredere, că ce facem cu firma, că merge bine, Octavian ajunge și câștigă în mai mult, dar de unde îi dăm, că nu avem comisioane. nu avem, da, nu avem profit să. Da. Și atunci, pur și simplu, am ajuns director general. A eliminat directorul operațional. S-a dat salariul fix să nu mai comisioane? S-a schimbat, da. Am, deci am avut 500 de dolari. Primul salariu de director general. Deci toată chestiunea asta, de când am intrat în curiera cu agent vânzări, până am ajuns director general, n-a durat mai mult de 2 ani foarte rapid, la 27 de ani eram deja director general cu o responsabilitate și prima decizie a fost să-mi scad eu salariul, pentru că ce, tocmai ce preluasem postul și o problemă din trecut a făcut să se pierdă un client mare și atunci eu a trebuit să iau o decizie grea să renunț la doi oameni din firmă și să îmi scad eu, ca să dau exemplu, mi-am scăzut salariul. Deci am ajuns la 400 de dolari. Penalizat. <laughs> Mamă, da, pe, trebuia într-un fel, dacă ceream sacrificii firmei, într-un fel, care firma nu era mare la momentul respectiv, deci vorbeam de 5 biciclete și o Dace Papuc, care Dace Papuc era mașina mea seara, plecam cu ea acasă, mașina de servici și ziua se livrau colete cu ea. Deci asta a fost alocurier la început. Cifra de afaceri era 50.000 de dolari pe an. Și în patru ani, gradual, am ajuns la 800.000 de euro de data asta, că între timp se trecuse și la euro. 800.000 de euro pe an. În 2006, la finalul 2006. Și avem și 25%. Deci avem sisteme de bonusare. În funcție de performanță. Și performanța era profitabilitatea, în primul rând, și sigur și creșterea cifrei de afaceri. Dar am crescut compania împreună cu uh, echipa pe care am format-o, de fapt, de la 50.000 de dolari la 800.000 de dolari în 4 ani. Și aici ți a făcut, s-a prins beculețul și a făcut ping, bă, dar nu fac eu ca mulți bani pentru băieții ăștia, ce ar no, fi să... No, no, sau care, -a, a, fost, fost de care no, a fost de clicul? Declic uh, în primul rând că nu, eu nu aveam... Pentru că asta, asta îi va ajuta pe foarte mulți da. tineri, Octavian, ca să înțeleagă, să aibă mai multă încredere în ei, în a investi și să înțeleagă care e de momentul de la care tu trebuie să pleci de în compania de... în care ești bun, și poți să o iei pe cont propriu. Unii visează, adică bineînțeles că toți visează să fie proprii stăpâni, dar... Da, ce se întâmplă ca fenomen, într-adevăr, uneori poate să intervină un ecart între dezvoltarea companiei și dezvoltarea angajatului. Adică fie compania se dezvoltă mai repede și angajatul nu ține pasul cu dezvoltarea companiei și atunci el devine nu foarte potrivit pentru companie, sau, în sens invers, angajatul progresează foarte mult compania nu ține pasul cu dezvoltarea respectivului angajat și atunci angajatul va pleca. În cazul meu nu au stat lucrurile așa. În primul rând că eu am loialitatea ca valoare, ca să zic așa, adică nu trag preșul oamenilor și nu caut să fac rău oamenilor care mi-au făcut bine. Iar evoluția mea profesională s-a datorat și altor oameni, nu? recte cel care m-a promovat. Da, au investit în credere, în tine. Exact. Deci nu mi-am pus o astfel de problemă. Problema a intervenit la diferența de viziuni însă. Acționarului majoritar, care era cetățean turc, dar nu era implicat în managementul firmei, eu o conduceam, i s-a părut o evoluție mai lentă și ca să se decât Dorea și ca să accelereze această evoluție lentă, dorea foarte mult dezvoltarea pe național, curierat național. Compania ajunsese numărul 3 pe București. Erau la momentul ăla pe București, așa că îți mai amintești, Pegasus și Concord Curier, nu mai există companiile astea, dar Pegasus era număru, numărul 1, Concord Curier numărul 2, alocurier era numărul 3 pe București. E deci ca să poți crește într-adevăr major, trebuia să te dezvolți substanțial pe național. Doar că virgulă, ca să te dezvolți substanțial pe național, trebuie să ai resurse. Pentru că înseamnă să organizezi niște rute de line care înseamnă costuri fixe. Nu mai merge așa. Trebuia să ai agenți peste tot în țară. Trebuia să-i fidelizezi, să-i securizezi. Asta înseamnă cu salarii fixe și la, la început nu aveai volumul ca să le uh, acoperi timpul, n-aveai volumul ca să umpli mașina de line hall, adică drumurile dintre orașe, prin urmare trebuie să ai niște rezerve financiare. Ori compania nu avea rezervele astea financiare și acționarul nu avea uh, disponibilitatea și, uh, de a le aloca. Doar că vroia să facem această mișcare strategică cu care eu nu am uh, fost, uh, știu eu, foarte Practic în acord, Practic totul că spatele în spatele tău ca și manager, adică Nu, să nu, faci nu, ceva nu pentru că era vorba de asumarea unor costuri fixe care se întorceau împotriva firmei și firma urma să intre în faliment. Și atunci eu mi-am pus problema, frate, strategia mea nu e asta, trebuie să continuăm dezvoltarea pe București, pentru că aici avem resurse să ajungem numărul 1 pe București și o vedea facem și naționalul gradual. Nu sub forma asta. Întâi cu subcontractori, într-o... Eu sunt mai prudent, da? El a vrut dezvoltarea accelerată și atunci eu am anticipat că această companie va intra în gard. Problema era că va intra în gard cu mine manager general, ceea ce mi-ar fi afectat imaginea de capacitate managerială, da? Toată piața mă știa pe mine. Și atunci ne-am despărțit drumurile. Am ales să plec și am renunțat la conducerea companiei și la cele 25% din acțiuni. Bine, dar cum a fost pe cale amiabilă sau a uh, fost destul de brutală? o despărțire nu e Am înțeles, dar mai uh, sunt și oameni care nu au fost schimb. extrem de mulțumit de această decizie. a încercat foarte mult să mă convingă să rămân, doar că nu aveam el vrea să o luăm la stânga, eu vreau să o luăm la dreapta. Și atunci compania era mai mult a lui decât a mea, că avea 75% și el fondase compania și trebuie să respecti această opinie. Compania era a lui, deci trebuia făcut cum vrea el până la urmă, dar nu cu mine la butoane. Și atunci am plecat. Am fost... Am avut oferte de la alte companii de curierat. Aveam 30 de ani la momentul ăla. Puteam să o ofertă cu mașină, cu, adică cu erau, tale, puteam să avansez în carieră, ca să zic așa, dar mi-am pus problema. Dom'le, ok, sunt la această răscuce de drumuri, dacă acum, oricum știam meseria foarte bine, aveam deja 5 ani de experiență în curierat, dacă nu fac pasul acum către am continua antreprenorial făcând mi compania mea unde să am eu o Na, aveam 25% și de la altă, dar compania nu era a mea și nu o făcusem eu. Na? Dacă nu-l fac acum, m-am gândit că nu o să-l mai fac niciodată, că era o fereastră de oportunitate, practic. Dacă mă duceam și mă angajam, nu mai luam decizia să plec, nu? mă duceam pe un alt proiect. Și atunci am luat decizia să construiesc o altă companie ca să nu recret mai târziu. Am fost o perioadă și consultant în timp, timp de ce, luni. Ce variante cons aveai la vremea respectivă? Mai era o companie curieră, nu știu dacă îți da. amintești, da. Era o companie da. destul de mare, puteam să devin director pe București la această companie care era oricum de 10 ori mai mare decât locurie. Dar știi că se obișnuiește prin contract când lucrezi la o astfel de companie, ți interzice să ți deschizi tu propria afacere să iei oameni, să lucruri da, de genul ăsta. Păi da, Ai eu nu, avut... eu eram deja... Da, da, eu nu am vrut să iau oameni. Am fost șase luni de zile, deci am început să lucrez la acest proiect. Eu am inventat în, în, în alocurier un serviciu care era cu livrare într-o oră și sigur, am fost la târguri de curierat, de transport, deci cunoșteam piața internațională, mi-au plăcut niște modele și am zis hai să fac o firmă de curierat cu livrare în aceea zi, să devii foarte rapid. Și așa mi-a venit ideea, aveam un serviciu same day. Și a, așa a venit ideea firmei. De ce same day? Pentru că în curierat există uh, două tipuri. Da? Curieratul se împarte pe segmente în funcție de destinație. Și ai curierat domestic și curierat internațional, iar la domestic ai local și național. Deci asta e în funcție de destinație și în funcție de timpul de livrare ai curierat overnight, cum se spune, adică cu livrare mâine sau mâine, peste noapte, și curierat same day, cu livrare în aceea zi. Deci există un segment, livrarea cu aceea zi. Și eu am vrut să ocup acest segment, inclusiv din denumire, și atunci am făcut same day curier. Cum ți ai început uh, periplul ăsta de uh, consultant? Uh, M-am cunoscut cu cei de la Geopost, uh, eu aveam diverse apariții în presă, legate de piața de curierat. Răspundeam rapid ziariștilor, prin urmare ei mă întrebau. Și ușor, ușor am ajuns să, să, vorbesc despre curierat în general. Am fondat și Asociația Operatorilor de Curierat din România. Prin urmare eram partener de dialog pe zonă mediatică și așa vor fi remarcat. Nu mai îmi amintesc exact circunstanțele, dar cred că astea au fost și am făcut acest proiect de consultanță pe șase luni de studiu de piață, România și Bulgaria ei vreau să intre, nu știau dacă să intre Greenfield sau prin achiziție foarte probabil că dacă ar fi decis să intre Greenfield, eu aș fi continuat evoluția cu ei aș fi fost director general în, pe România cel puțin, acum ei au decis să cumpere Pegasus, care astăzi este firma DPD, și au păstrat managementul de acolo și, prin urmare, eu am continuat proiectul să de curier, la care începusem să lucrez. Creasem site, da? E, Seim de curier s-a dezvoltat la început lent. Aveam de la ce ai pornit, practic? O secretară, două scutere și o dace un Logan Van, cum era, că era, vorbim acum deja de 2007. Un Logan Van, doi curieri. Asta a fost început. Plus o rețea de agenții în țară cu care colaboram. Nu am luat oameni de la SMD. În primul rând că ce ție nu-ți place altuia nu-i face. Și doi, nu, deci nu, da, nu, nici n-ar fi fost nici eficient, nici moral să mă duc și să iau angajații de la sd și ar fi fost și mai scump între noi fie vorba, pentru că fi însemnat eu o să fac o ofertă mai mare, da? Ori eu nu avem resurse financiare și nu puneam problema. Eu știam că din păcate acea direcție la stânga va duce în gard pur și simplu am început, am demarat same day și în momentul în care ceilalți din companie, foștii mei colegi au sesizat și ei că ajung în gard, m-au căutat. Și atunci am pus, băi, ce facem? Că uite, că așa e, aveai dreptate. Și am zis ce fac? Ei se vor răspândi la alte filme de curierat sau mi asum eu și iau 4 5 6 deodată? Îmi asum costurile fixe și avem posibilitatea de a accelera. Pentru că deja se crea o echipă care erau foștii mei colegi. Și atunci ei au plecat de acolo, eu nu le-am oferit mai mult decât erau la locul ieri, deci eu n-am luat niciun om. Ei au plecat. Și am pornit cu foștii mei colaboratori de la ALO, am demarat o accelerare a firmei. Cam după jumătate de an s-a întâmplat asta după ce pornisem proiectul. Și sigur că cu acest nou suflu, cu costurile aferente, pentru că să ții iei deodată costuri fixe mari, n-a fost. Aveam, mi-am făcut socoteala, aveam bani cât să trăiești șase luni. Deci dacă noi nu ajungeam pe break-even, cum se spune, în șase luni, ar fi trebuit să închid și să mă duc să mă angajez. Și dacă ar fi să mai am a ajuns șansa în șase asta, luni la break-even, ce ai face diferit la splitul ăsta de la uh, alocurier la same day? Ce ai face diferit dacă ai avea mintea de astăzi, să zicem? Să știi că eu am încercat să îmi conving partenerul să nu o luăm la stânga și să o luăm la dreapta. Nu am reușit. Nu am vrut să plec de la alocurier. Pur și simplu situația m-a determinat să iau această decizie și nici el n-a vrut să plec. Pentru că a tot insistat să. Doar că ne aflam probabil în momente diferite în viață, el era mai mare ca mine cu 11 ani. Dacă stau să mă gândesc, era mai tânăr decât sunt eu acum cu 7 ani. Dar na, eu îl vedeam mult mai, mai matur și el era mai grăbit. Eu eram la 30 de ani, aveam timp să aștept și doream să aveam stilul de construcție, consolidare, construcție, consolidare, cu prudență. Nu aveam bani de investit, știam și eu nu vroiam să dăm greși. Și dacă am mers bine până la un anumit moment, de ce să nu mergem tot așa gradual? E, el a vrut, s-a uitat în stânga, în dreapta, a văzut că au mai apărut alte companii de curierat care s-au concentrat pe național, au seseră o creștere, dar ele au avut alte resurse financiare la momentul respectiv. Și atunci au putut să-și asume acele costuri fixe care nu i-a băgat în gard. Noi nu aveam această posibilitate și fostul meu asociat a crezut că se poate și așa și nu s-a întâmplat. Adică îmi pare rău, dar asta a fost situația. Nu, nu prea văd ce aș fi putut să fac diferit, pentru că chemarea dânsului era să accelereze. Vă dați seama, dacă n-ar fi accelerat și eu l-aș fi convins, poate că ar fi rămas cu regrete. Deci uneori lucrurile se întâmplă în viață așa cum trebuie să se întâmple, cum e vorea Dumnezeu, cum se spune. Deci și așa cum ai cele șase luni? Care ți le-ai propus, în care aveai de. Stabilit. Am ajuns la break-even și după un an de zile, noi am ajuns în primul an, cred că am depășit 100.000 de euro, cifră de afaceri. Nu am pierdut bani, și de acolo, practic de la mijlocul 2007, am continuat o dezvoltare accelerată care a continuat an de an. Sigur, graduală. E mult spus accelerată, pentru că nu am avut creșteri exponențiale. Stilul este construcție, consolidare, construcție, consolidare și permanent axați pe profitabilitate. Sigur că în, mai trebuie menționat un lucru. Când am luat fosta echipă, oamenii, oameni cheie, când au venit cei din alocul ieri, pe unul dintre ei, care Fusese agent de vânzări, care mi s-a părut mie un tip foarte promițător. L-am cointeresat și am oferit 30% din companie. Fără bani. Iar acest coleg a fost și el decisiv în evoluția ulterioară a companiei Simtei Curier. El și acum a conduce îndei Curier, el Lucian Bălțaru, e directorul general de la de Dar atunci avea 19-20 de ani și am, nu, 20-21. Am intuit, îl știam de la locul el pentru că lucrasem împreună cu el. I-am oferit 30% din acțiuni ca să vină cu mine să nu facă altă firmă de curioară, aiurea întreabă, hai să ne unim și să facem un uh, uh, proiect comun. Am stabilit de la început parametrii. Uh, am împărțit, practic, bugetul de management. Dacă mă am bine, bugetul de management era 1500 de euro și eu luam 750, eu 750. Cam deci cât era cota de vorbim? piață la 2007, ca să avem o idee? Cât era cota de piață din piața A, de curierat pe care o acoperi? Cota era? Păi ce să acoperim? Că la 100.000 de euro, cred că atunci piața era undeva pe la câteva zeci de milioane. Piața era deja, fan curier cred că avea 18-20 de milioane de euro, care era numărul 1 în piață. DPD-ul făcea vreo 4 milioane de euro, Cargus 15-20, deci probabil până într-o 100 de milioane de euro. La momentul ăsta e peste un miliard. Deci așa vom a pornit... Vom vorbi și despre asta și ce a însemnat pandemia pentru curierat mai încolo. Deci așa a pornit uh, Same Day-ul. Uh, și sigur că având aceste costuri fixe am băgat foarte mult în vânzări și el și eu vindeam bine uh, partea operațională gradual, deci împărțeam cumva, el a fost uh, la început dacă nu mă înșel, deci eu eram director general și el era director de vânzări, și, dar după care ăsta a fost și gândul Gradual să preia din ce în ce mai multe atribuții, pentru că eu mă vedeam mai mult an, ca antreprenor, ca acționar, doream să separ, doream să construim o firmă pe care să o vindem la un moment dat unui jucător mai mare, deci am stabilit de la început care sunt obiectivele, care cum ne împărțim atribuțiile, cum se vor împărți profiturile, adică faptul că vom împărți 50% în dividende. Și 50% din profituri vom lăsa în companie, Adică am stabilit foarte clar regulile de la început. Apropo de întrebarea ta, ce fac da, ați avut cum un trebuie făcut? Practic, ați avut un exit programat, știați exact până când creșteți. -ul? Nu, știam că asta vrem. Programat e mult spus, s-a întâmplat după 10 ani, practic, dar. Obiectivul ăsta era să creștem compania, să fim profitabili, să trăim de ea și, la un moment dat, când nu mai putem noi să o ducem, sau când vine altcineva mai mare, să o dăm cuiva care să continue dezvoltarea, pentru că visul era să ajungă cea mai mare companie din sud-estul Europei. Ceea ce va ajunge. Că nu mai sunt eu în ea, e normal eu nu aveam cum să o fac cea mai mare companie din sud-estul Europei, ea va ajunge cea mai mare companie din sud-estul Europei e deja locul 1, locul 2 în România Dar care au deci, fost momentele cele mai chinuitoare vom... momentele cele mai chinuitoare pentru tine ca și owner la business-ul ăsta Same Day, care au fost în opinia ta? Orice om care are business are, are da. o cumpănă la un moment dat Uh, cred cumpăna a fost la un moment dat, când eu, între timp, după vreo 4 ani, m-am mai implicat într-o afacere, uh, Retail Plus Eastern Europe se numea. Am făcut, împreună cu niște parteneri din Israel, o companie de cercetare de piață. Gradual, asociatul meu, Lucian, deja uh, era din ce în ce mai implicat în partea de management, deja căpătase maturitatea necesară. Deci, compania mergea. Eu am putut să mă concentrez pe management în cealaltă companie și sigur că la un moment dat apar din diverse considerente probleme pe profit, pe profitabilitate. Costurile cresc mai mult, mai rapid decât veniturile. Astea sunt problemele care poate să apară într-o companie. Și atunci trebuie să iei niște decizii. Uh, și deciziile sunt mai greu de luat de către cei care sunt zi de zi implicați în companie. În act, da? Și aici chiar la el mă refer, pentru că el ducea greu. Da? Și atunci uh, a trebuit să ajut un pic uh, procesul ăsta și nu a fost extrem de confortabil, dar a ieșit foarte bine. Asta a fost un moment de cumpănă, pentru că compania funcționa, ajuns până la un milion de euro cifre Spune de afaceri. Cred, ce ai făcut, ca să învețe și alții care se uită la noi, care au am luat mici de, de reduceri de costuri. să știe ce au de făcut. Când ajungi în punctul ăsta, a trebuit trebuie să, să, să ce luăm să niște faci. măsuri de reduceri de costuri. Compania nu mai făcea profit, deci, practic, noi avem compania și riscurile, dar nu avem bani. Adică, noi și ce câștigam mai puțin salarii, decât curierii. Asta a tăiat cauciucurile. Am azi... avut. A, a trebuit să accelerăm în același timp pe partea de vânzări și să reducem costurile. Deci, ambele componente. Iar la reduceri de costuri, a trebuit să intrăm în zona de costuri salariale și atunci am avut o discuție cu oamenii din companie și i-am întrebat ce facem. A, eliberăm câțiva oameni sau. Ne reducem toți veniturile, salariile noastre cu 25% timp de maxim un an de zile, dar dacă se va putea, va fi doar 6 luni. Pentru că noi credem că vom, vom obține anumite contracte care ne vor reechilibra financiar. Cum vreți să facem? Vreți să dăm niște oameni afară sau ne reducem toți salariile cu 25%? eu cred că am, nu mai știu și eu și Lucian poate că ne-am redus de tot deci nu, mai, nu mai țin minte la momentul respectiv dar oamenii au preferat să își uh, reducă, n-a plecat nimeni și-au redus uh, veniturile cu 25% și în paralel prin eforturile și ale lui Lucian și ale colegilor Dana Gațe și alții care au fost în firmă și ale mele poate nu mai țin minte, dar gradual am reușit să aducem veniturile necesare în companie și această reducere a fost doar de numai șase luni, ca perioadă. În ce an s-a întâmplat după aceea... asta? Are legătură cu criza economică din 2008 uh, da, 2009? da, 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 nu, da, perioada criza s-a întins pe mai, o perioadă mai mare. Vorbim de anii 2010, 11, 12, 13, pe acolo, care e partea finală a crizei. Da. da. Deci nici, n a fost confortabil nici 2011-2012, a fost perioadă grea. Deci undeva prin zona aia, după care, dar noi am refăcut practic bugetul pe o structură sănătoasă și în momentul în care s-a reechilibrat treaba cu venituri cu tot, atunci practic am reînceput creșterea, care a continuat, s-a accelerat, ulterior am listat compania la bursă, am fost prima companie din România, prima companie românească listată pe piața aero a bursei de valori, care e piața secundară de la bursă. Noi am deschis piața aero. Și prima companie de curierat listată la bursă din România. Și atunci a fost, de fapt, primul exit. Am vândut 10% din companie, free float. Și ne-am listat la bursă. Pe de ce am făcut lucrul ăsta? Ca să obținem mm -hmm. o valoare a companiei. Ca nu curiozitate, cine au fost primii investitori? Persoane fizice, nedeclarate sau nu, persoane fizice. Persoane juridice din piață care aveau contracte ori, cu voi? Po, nu, cred că persoane fizice. Dar obiectivul istării, că, care a fost de fapt o vânzare, noi am cedat 10%, nu majorare de capital, nu aveam nevoie de bani, noi am crescut permanent în propriul profit. Permanent. Pe sistemul, jumate ne luăm dividende, jumate rămâne în companie. Deci, am listat ca să obținem o valoare de piața companiei. Pentru că ne gândeam că o să vindem la un moment dat. Uite, o regulă bună pentru tinerii investitori, pentru tinerii antreprenori. Jumătate dividendele le lași în firmă, da. Jumătate da. le, le poți băga în, în buzunar. Iar treburile astea trebuie stabilite de la început cu parteneri, pentru că e o, o meserie în sine, gestionarea parteneriatului. Nu e simplă. Dacă nu stabilești principiile de la început, ajungi să te cerci. Cea mai importantă relație într-o companie este relația între parteneri, ca și în familie. Dacă relația între asociați nu merge, ea se va translata în jos și compania va ieșua. Deci, iar ca această relație să meargă, trebuie stabilite de la început principiile. Și vă mai dau un secret al relațiilor între asociații și între parteneri, chiar și în familie. Fiecare trebuie să aibă senzația că dă mai mult decât ar trebui. Pentru că preopinentul nu va avea această senzație. Dacă tu zici eu trebuie să dau doar până aici, preopinentul crede că tu ai dat doar până aici. Înțelegeți, deci fiecare trebuie să dea mai mult decât consideră optim să dea, de la el, să cedeze. Pentru că în felul ăsta găsește acest common ground, terenul comun, celuilalt îi se va părea că e corect. Da? Deci, dacă ai senzația că dai mai mult de la tine, ești pe drumul cel bun. Uh, ai vorbit de familie și, uite, chiar e interesant și aspectul ăsta. Ce a considerat soția ta în deciziile pe care le-ai le -ai luat? A considerat că faci bine, te-ai consultat? Ajutat la înce a ajutat pe două considerente. E avocat. Deci, odată a fost suport juridic în toate acțiunile mele antreprenoriale și manageriale. Deci, a fost lângă, atât în Same Day Courier cât și în Retail Plus în Europe, și ea e în continuare. Acum e Chief Legal Officer, e corporatistă, <laughs> Chief Legal Officer la Same Day. Deci, ea a rămas în continuare implicată în în same day. Deci ați avut, una, ați avut un acord și în familie. Am avut pe... un acord, dar a, a fost a avut un, știu eu, un rol de suport în prima fază, pentru că în prima fază de lansare a companiei, eu am dus practic economiile, nu erau ale ei, erau cumva din zona mea, dar le-am dus către și atunci ea a susținut timp de câteva luni. Deci ai luat bani de acasă, hai să da. refrazăm. o ai luat banii de acasă din banii familiei ca să poți să susții uh, activitatea da, nu erau, nu, nu erau banii familiei, dar nu am mai avut un aport. Da? În timp de șase luni n-am avut un aport. Și atunci normal că i-a susținut chestiunea asta. Deci iar și a fost o decizie luată prin consens, că ne-am sfătuit Băi, ce fac? Mă duc și mă angajez sau pornesc compania? Deci am, a susținut această idee antreprenorială pentru că și ea e antreprenor la un nivel mai mic. Adică a avut societate de avocatură, nu companie cu foarte mulți. E tot adică alt Asta diferit. e, e al domeniu, normal, dar nu a fost angajată nici ea în altă parte. Deci e un antreprenor. Dar cum ai ajuns la momentul ăsta sau cum ai ajuns împreună cu asociatul tău la momentul ăsta la care ai zis băi, acum cred că ar trebui să ne despărțim de uh, same day și să o dăm pe mâini mai bune sau care a fost? Vi s-a făcut o propunere? asta a fost să știa obiectivul piață? de la început. Și atunci listarea la bursă a fost un pas intermediar din acest punct de vedere. Am vrut să avem o valoare a companiei. Pentru că uh, eu am gândit, ok, o să vindem compania la un moment dat, ce facem? E o companie în sectorul serviciilor, nu are active. Când e să vinzi o clădire, e foarte simplu. Asta e clădire, ăștia sunt meti pătrați, asta e locația, eu cred că face 3 milioane de euro, pot niște argumente și tu, cumpărător, o să vii să-mi zici că face 2 milioane jumate. Cu alte argumente, tot valide și alea. Dar cartul între estimarea mea și estimarea ta, nu va fi mare, că asta e clădirea, ăștia sunt metri pătrați, asta e zona. Într-o companie de servicii, vezi ce chirie așa e, ce chirie, adică e mult mai simplu și suntem mult mai apropiați. Într-o companie de servicii care nu are active, nu are mașini, noi lucrăm cu mașini închiriate, cu, da? treburile sunt mult mai volatile. Și atunci, vânzătorul, proprietarul, poate să zică cu argumente, domne, valoarea companiei e 10 lei, și cumpărătorul, tot cu argumente, alte argumente, dar valide și ele, poate să zică e 3 lei. Și atunci, iată că noi suntem extrem de depărtați unii de ceilalți, fiecare cu dreptatea lui. Eu zic 10 cu argumente, tu zici 3 cu argumente, dar suntem atât de distanțați încât nu vom ajunge la un acord. Și atunci, anticipând o astfel de evoluție, am zis, cum facem? Păi, hai să ne zică cineva neutru care e valoarea companiei. Și așa a venit ideea listării la bursă. Pe lângă uh, și o parte de marketing care era în chestiunea asta. Dar în momentul în care vin 50, 100, 150 de oameni care cumpără efectiv acțiuni, deci plătesc un anume preț, iată că ai o valoare. Ca să listezi la bursă se trece printr-un proces de evaluare cu un consultant care îți evaluează compania și tu poți să fii de acord sau nu. Dar sigur, valoarea unei companii nu e o cifră, e un ecart, e un interval. Și uh, evaluatorul ne-a spus cam atât a face, ceea ce coincidea mai mult sau mai puțin cu cum vedeam noi lucrurile, dar era o imagine de evaluator, nu de cumpărător. Uh, și am listat foarte bine. Degeaba ziceam noi atâta face dacă nu existau cumpărători. Dar cumpărători au fost și angajații ai companiei noastre și au fost și oameni din afară. În total, cred că am avut la un moment dat și vreo 150 de acționari. Da? Care dau, dădeau practic prin tranzacțiile lor care le făceau cumpărarea și schimburile lor de acțiuni, după aceea fiind listată la bursă, nu? Ei vindeau și cumpărau, Dădeau valoarea companiei. Și atunci, deja aveam o valoare dată de un terț. Nu doar unul. Piața. În ansamblu. Da. Bun. După care am continuat treaba asta, am mers cu listarea. După care s-au întâmplat două fenomene. Odată a început să ne. știu eu, apese un pic partea birocratică a listării, Trebuia să dăm tot felul de raportări pe aia, pe aia, pe aia. Sau. Da, e, e, a existat un cost al acestei chestiuni: un cost administrativ și birocratic, al a, a avea o companie listată la bursă, pe de-o parte. Pe de altă parte, am observat că în diverse uh, dialoguri cu au apărut uh, potențialii. potențiale firme care ar fi putut deveni interesate de noi. Am observat că tendința lor E să nu aibă mulți acționari Nu vreau să se încurce cu alți acționari Și atunci am zis domnule, ce ne-a ajutat La momentul ăla am înțeles Asta e valoarea Doar că a început să ne prejudiceze Mai mult decât să ne ajute Până normal urmare am luat decizia delistării Și am delistat compania de la bursă În vreo 2 ani vreo ani Am delistat Delistarea se face Prin ofertă publică Da? toți acționarii care au investit în noi au avut de câștigat. Pentru că ei au cumpărat începând de la 7.65 acțiunea, ca să dau un exemplu, sau 7.35, au beneficiat de dividende cu randament de minim 5% timp de 2 ani la rând și când i-am răs cumpărat, le-am dat 10 lei. Asta înseamnă fairness. Ai fost cu mine, mi-ai dat încredere, ai câștigat 2 ani, un randament ok. Și la revânzare, ai mai făcut încă, depinde de la ce preț ai cumpărat, dar ai mai marcat încă un profit, astfel încât și ei au câștigat. Care a fost prețul maxim de acțiune pe care l-a atins cât timp a fost pe bursă? Cred că. Cred că 10. Cred că noi am oferit 10 când am decis să delistăm. Pentru că doream să ieșim. Sigur că la delistare observi un fenomen. Apar sindicaliștii bursieri. Ăștia sunt niște oameni care zic eu nu sunt mulțumit cu această stare de lucruri lei, da. care mi-ai oferit-o tu. 5% dividend de 2 ani de zile la rând și vânzare în profit acum. Eu vreau 20 de lei pe acțiune. Ca așa vreau eu. Așa cred eu că e valoarea. Păi dacă tu crezi că așa e valoarea, ia pune mâna și cumpără tu compania cu 20. Dacă, a nu, eu nu vreau să cumpăr cu 20, eu vreau doar să vând cu 20. Deci asta e sindicalismul bursier. Există, deci sistemul caută să te țină prizonier sub diverse forme. Noroc că am fost prevăzător și de data asta și am, uh, făcut o ofertă suficient de mare cât să fie suficient de tentantă pentru cât mai mulți iar regulile burse spun că dacă rămân sub 5% în urma ofertei rămân sub 5% acționari, automat ei vor primi prețul din ofertă și noi am rămas cu acei câțiva sindicaliști bursieri care până la urmă au luat prețul din ofertă, care oricum au câștigat dar nu, au încercat un șantaj pe scurt care nu a reușit pentru că șantajul nu reușește în cazul nostru. Te -ai și te-ai despărțit de same day? Nu, no, nu, no, nu. No. Și am delistat compania. Ai Ulterior delistat a, devenit, a apărut interesul EMAG care într-un final a achiziționat părțile mele cei 70% și 10% de la asociatul meu. Asociatul meu a rămas în continuare acționar minoritar eu am ieșit din Seindex. Asta s-a întâmplat în de pe, 2017. La valoarea de acțiunilor de pe bursă sau o negociere uh... nu, la o valoare în jurul valorii de pe bursă? Pentru că asta a fost discuția. Nu a, nu a trebuit să ne certăm pe preț. Asta e avantajul. mă ați înțeles, eu nu vreau să mă cer pe preț. Prețul a fost dat de piață deja. Ce să mai vorbim prea mult? Ne învârtim până în zona asta. Ăsta era, de acord? Da, și atunci, asta a fost un avantaj și pentru cumpărător, pentru că avea o justificare pentru prețul achitat. Acționarii cumpărătorii nu îl puteau trage la răspundere că da prea mult sau prea puțin, da? Nu aveam un, o discuție în contradictoriu, a fost mult mai confortabil. Și în ce ai reinvestit? Uh... Sunt indiscret, dar ăsta e rolul meu. În de Imobiliare. Indiscret. Deci, eu între timp vândusem și investiția din Rite plus System Europe, o companie din grupul Nielsen a cumpărat. Rite plus System Europe a fost un proiect antreprenorial care a durat 4 ani, 2008-2012. day a fost 2007-2017 pentru mine, dar el continuă și acum. Am vândut în 2012 unei companii din grupul Nielsen. Și el a fost un proiect foarte bun cu un randament bun, în care s-a pornit practic de la zero, s-a extins în... am devenit lider de piață pe segmentul de install observation, care e o nișă a cercetării de piață, verifica modul de prezență al brânturilor în punctul de vânzare, am extins în țările din fosta Iugoslavie și în Bulgaria și într-un final am vândut unei companii aparținând grupului Nielsen. Deci, am avut și acolo o companie, avea profit, Uh, și după aceea a existat exit same day am avut profit de-a lungul anilor a existat exit pe măsură ce uh, monetizam aceste, așa, investeam în imobiliare cu precădere uh, am avut și mai am încă portofoliu imobiliar dar am avut investiții la bursă și cum evoluează uh, investițiile cum... în zona deci, asta de imobiliare bursă, imobiliare metale prețioase Cam astea sunt. Ce vremuri trăim? În ce ar trebui să-și investească oamenii care au ceva bani puși deoparte, pentru că ei sunt publicul nostru țintă? Oameni care vor să investească, tineri antreprenori, antreprenori care au făcut exit și nu au încredere să-și țină banii blocați în bănci sau, știu eu, temire în ce. Care ar fi oportunitățile momentului, având în vedere că avem războaie, avem situații incerte, conflicte, situații politice incerte? Depinde de fiecare. Știu că ești și consultant Eu, și lucrurile nu, astea nu le, nici, le nici nu, îmi e... nu permit să dau, să dau sfaturi. Depinde de, de, de uh, momentul din viață în care se află fiecare, depinde de apetitul către risc al fiecăruia, de apetitul de a se implica. În general, în viață, sunt trei oameni, trei categorii de oameni care câștigă. Primul, prima categorie e expertul. Ești foarte bun în ceva. Dacă ești foarte bun în ceva, nu trebuie să ai angajați, nu trebuie să ai firmă, înseamnă că de tine e nevoie, un număr cât mai mare de oameni are o mare nevoie de tine și atunci tu vei câștiga. Al doilea nivel este nivelul managerial. Managerul ce face? Face ca 1 plus 1 să dea 3. Deci el crește randamentul, da? Și din acest plus de valoare pe care îl aduce echipei, da? El are și el o componentă. Și cu cât ai mai mulți, cu atât abilitatea ta de a-i pune în valoare îți aduce de coordonare, îți aduce un beneficiu teoretic mai mare decât omul care își de timpul. Ai mulți experți în echipă. Al treilea nivel este nivelul antreprenorial. Câștigul este în zona de antreprenori, când ești și proprietar al companiei. Deci, această formă activă, riscul, e și riscul cel mai mare. Asta ți aduce cel mai mare grad de câștig. Dar dacă nu mai vrei să mai ai parte de aceste senzații tari și te duci către o zonă de siguranță, trebuie să duci banii în zone. Zona bursieră este o componentă, dar are o anume volatilitate și depinde foarte mult la bursă, e cam viață, depinde foarte mult când intri și când ieși. În și din orice. Viața nu e așa, sau așa, sau da, e așa. Important e când intri în diverse situații, parteneriate, afaceri, când intri și când ieși. Asta e tot ce contează. Da? Deci, dacă cumperi jos și vinzi sus, și ca să știi, la ce să te raportezi trebuie să stabilești dinainte. Când te duci la cazino, e aceeași principiu. La cât te ridici de la masă. Dacă ai intrat în cazino, fără să te intri doar cu suma pe care ești dispus să o pierzi, și dacă nu știi la câți bani te ridici de la masă, ai pierdut. Da? Ca lecție de viață, așa. Pentru că la cazino vei câștiga și vei pierde. Rare ori începi Rareori începi cu pierdere și continui cu pierdere de așa manieră încât să n-ajungi vreodată în cursul jocului să ai mai mult decât ai venit. Problema este că oamenii nu se ridică de la masă. Așa e și în afaceri. Așa e și în afaceri. Deci nu știu când să se ridice, nu se ridică de la masă. Că se, trebuie să stabilească de la început care îi țin. E, la fel și aici. Asta e cu, cu bursa și dacă te-ai ai stabilit la cât vinzi, acel la cât vând, trebuie să fie o țintă realistă. Adică să evaluezi compania, să o analizezi și să știi că ea poate să ajungă la acel preț. Și după ce ai stabilit că acea companie valorează acel preț, de fapt, trebuie să vezi dacă ea e subevaluată cel puțin cu 50% față de acel preț, pentru că va trece o durată până va ajunge. Și atunci zici, este acum este prețul la care, care să-mi permită să ies la treaba asta și atunci investești. De deci ce? Cu analiză. Analiză fundamentală, nu doar analiză tehnică. Adică analiza... Bine, pe, câți dintre pe antreprenori atunci e Păi atunci, de atunci de nu analiză. te duce la bursă. Te ai Nu e vorba mea, de capacitate. Mergi la păcănele. Păi asta e, bursa sunt păcănele. De aia se și spune, joc la bursă. Dar nu e un joc. Joci la casino. Și și acolo este o știință este pentru că probabilitatea nu te ajută, dar și acolo e o știință. Jocul cu cea mai mare probabilitate de câștig este ruleta. De ce a juca Blackjack? Deci dacă mă duc la cazinou, mie nu-mi place să ies fără bani de la cazinou, <laughs> da? de, dar știu niște lucruri. Eu n-am văzut îmbogățiți din cazinou. Am văzut însă sărăciți din cazinou. Prin urmare, nu am pretenția că eu o să bat probabilitatea. Deci pentru mine cazinoul e o distracție. Mă duc din când în când, zic cât stau? O oră. O oră, două, mănânc pe gratis, mă distrez cât pot să fac. Dacă fac 200-300 de ore, am plecat de la masă. Corect? Și zic, am făcut, mulțumesc la revedere. Nu, dacă tu te aștepți să te duci să faci aver la cazinou, e o eroare. Nu se pune problema. Ai câștigat vreodată bine la cazinou, adică să te nu, simți, dar n-am jucat ca să câștig, nu. N-am jucat. Deci mai niciodată n-am băgat niciodată la cazinou mai mult de Am... Ai e o preocupare pe care mulți dintre cei de... care ne privesc o wow, au, valoarea timpului, pentru că cea mai mare, cea mai mare resursă pe care o are omul da. în viața lui este timpul. Da. De fapt toată viața noi schimbăm bani contra timp și timp contra bani. Hai să le explicăm un pic tinerilor în special valoarea timpului, pentru că cei care au tendința cei mai mult Să piardă timpul de pomană sunt tineri Oamenii da. cu cât înaintează în vârstă Încep să-și aprecieze mai bine timpul Tinerii însă Nu-și da. apreciază suficient de bine timpul Aparent Ai că regrete că... din tinerețea ta în care ți-ai pierdut timpul? Nu, că nu l-am pierdut nu Ce ai pierdut. făcut în tinerețe? Păi uite că am mers gradual Per Global, chiar dacă a fost mai așa, a fost uh, în bine. Deci, nu, deciziile majore, pentru că am avut un plan de la început. Dacă nu ai un plan, dacă nu știi în ce por vrei să ancorezi, niciun vânt nu-ți prielnic. Deci, trebuie să ai un plan. Dacă ai un plan, de la început, uh, știi măcar în ce direcție să o aj uh, Dacă tu nu ai o direcție, o țintă, depărtată, care e finalul vieții, ideal, cum vreau eu să mă uit? înapoi la finalul vieții. Ce, cum mă văd eu la 90 de ani, la 100 de ani? Pentru că dacă nu ai acest tablou, tablou efectiv... Pensionar special. Tu nu știi, poți să fie ok. Fain, unii poate să aibă obiectivul ăsta, dar dacă nu ai acest tablou în minte, tu poți să o iei în direcția altă. Și ce faci? Tu poate nu o să ajungi la tablouul ăla dacă l-ai, nu e o problemă, dar nu vei fi extrem de depărtat de el și nici nu vei, te vei duce ață la el. Te vei duce, uite așa, Hai să le explicăm un pic tinerilor conceptul ăsta al tău foarte frumos despre timp și bani. Poate unii chiar învață ceva. Dacă unul singur învață ceva, toată, e un mare câștig pentru societatea românească. Toată albunească. viața noi schimbăm bani contra timp și timp uh, contra bani. Și de fapt tinerii uh, sunt foarte conștienți de timpul ăsta. Pentru că dacă mă duc la un tip de 20 de ani și îi zic, auzi, vrei să facem schimb? Sărac! Vrei să facem schimb? Eu îți dau activele mele și tu îmi dai ani tăi? Și ei, vârsta mea, o să vedeți că nu vrea. Mă îndoiesc că toți, vre. că toți sunt atât de. Cum eu? Pentru aș că face schimbul. Finalul vieții nu e o certitudine. Eu aș face schimbul. Da, dar tinerii din ziua Pe de azi. Dacă aș... eu aș face schimbul. Nu ar. Și nu l-ar face, că în momentul ăla se pune problema și atunci văd într-adevăr valoarea timpului. De ei în viața de zi cu zi, din păcate, nu văd. De ce? Pentru că e o cantitate mare în față. Când ai exces de resursă, atunci nu o valorizezi. Asta este și tragedia țărilor bogate. Da? Excesul de resurse, blestemul resurselor, cum se spune. La fel e și cu timpul. Ai, nu conștientizezi, nu conștientizezi că viața, de fapt, e foarte scurtă. Și de fapt, nici măcar nu vorbim despre o viață, vorbim despre 5 6 7 segmente complet distincte de viață. Viața noastră de copii a murit. Nu mai e. Noi doi am murit viața de copii. Viața de pensionar, de vârstnic nu există încă. Păi deci și unde noi avem niște segmente, în... noi avem niște segmente. 0 15 ani, 15-25, 30 30, 50, 50, 60, 5, 70, da? Deci sunt segmente în care nu poți să faci cu același randament ceea ce puteai să faci în alt segment. Și dacă nu le faci când trebuia să le faci, nu le mai faci niciodată sau le faci, într-un mod uh, mai puțin performant da? pe toate palierele posibile, pentru că asta e, deci e o vârstă pentru fiecare, pentru fiecare lucru, da? Când tensori, când e bine să faci copii, când e bine să înveți mai mult, să studiezi, când e bine să accelerezi profesional, când e bine să te bucuri de Deci trebuie să conștientizezi că vorbim de segmente de 10-15 ani. E foarte scurt. O viață de 80 de ani înseamnă 40 de milioane de minute. Un an, 526 de mii de minute. O lună, 45 de mii de minute. O zi, 1.440 de minute. Trece și este resursă finită și neregenerabilă. Și unde putem câștiga Prin urmare, unde dacă putem e resursă timp? finită și neregenerabilă, trebuie să, să ți-l petreci. Adevărata bogăție este cantitatea de timp pe care ți-o poți petrece așa cum îți dorești, utilizând resurse. Deci asta e bogăția, dacă definiția bogăției, pe fond. Sigur că unii pot să zică e să trăiești de dobândă la dobândă. E și asta o definiție corectă, financiar vorbind. Dar dacă stai și meditezi un pic, îți dai seama că dacă definești bogăția ca și cantitatea de timp pe care ți-o poți petrece așa cum îți dorești, E o definiție mult mai potrivită, că ăsta e de fapt obiectivul în viață. Deci asta nu înseamnă că trebuie să stai neapărat la soare. Da? Trebuie să îți facă plăcere să trăiești, pentru că timpul trece, trebuie fiecare minut, dacă se poate, să îți producă o bucurie. Deci trebuie să faci ceea ce îți place, apropo de tineri. Nu, nu să urmărești banul, trebuie să urmărești să faci ceea ce îți place pentru că poate că nu vei câștiga bani dar măcar îți petreci timp într-un mod plăcut dar să nu-ți nu faci bani să-ți cumperi plăceri, ci să faci ceea ce îți place dacă uh, faci ceea ce îți place maximizezi șansele de a fi foarte bun în chestia aia și implicit maximizezi șansele de a câștiga și bani deci obiectivul este să identifici de fapt obiectivul de la tinerețe este să identifici la ce ești bun, către ce ai tu înclinație și ce îți place. Acolo se pierde timp. Dacă nu te axezi pe acest uh, proces introspectiv, unde vreau să ajung, unde vreau cum vreau să arate finalul vieții și la ce sunt eu bun, la ce am trăsători și la ce am avantaje competitive, la ce pot beneficia de avantaje competitive și ce îmi place să fac, cum îmi place să trăiesc la modul general, să atunci, a, ăla e un timp pierdut, pentru că tu pierzi timp bănănăind prin viață. Și ajungi la 30, la 40, la 50, și vezi că șansele de a schimba scad sau de a schimba cu succes. Pentru că deja tu ești pe o linie. Și e greu de ieșit din linia aia. Devii prizonier. Nu trebuie să fii nici prizonier al propriilor ambiții, că și asta e o, o formă de prizonierat. Dar uh, e bine să gândești dinainte. Către ce, unde vrei să ajungi și cum, cum vrei să arate viața ta când te uiți retrospectiv, ca să fii cumva mulțumit de ea. Deci, revenind la ideea cu uh, timpul, timpul e cea mai valoroasă resursă. Lumea se întreabă zice, care e, ce e cel mai important pe lume și mulți răspund sănătate. Este foarte importantă sănătatea și aș face chiar distinție. Sunt două tipuri de sănătate, sănătate fizică și sănătate Mentală. Liniște sufletească. La asta mă refer. La sănătate psihică. Da? Dar nici când ești bolnav nu vrei să mori. Prin urmare, timpul este mai important decât sănătate. După care urmează sănătate. Liniște sufletească. 3 Dragoste. Poți să cumperi dragoste cu bani? Nu. Nu. No. Poți să cumperi prietenia, prieten, poți să cumperi cu bani? Nu. Deci, iată, deja tot ce nu poți cumpăra cu bani e mai important decât banii și iată cum ajung banii pe locul 6-7. Practic, tot ce guvernează toate aceste elemente, liniște sufletească și toate lucrurile astea, și stresul și toate astea, țin și sunt guvernate de un singur lucru, de timp. Din păcate, și această emisiune. Și întâlnirea noastră Păcata, trecut repede. este guvernată tot de timp Îți mulțumesc foarte mult, Octavian Mulțumesc și eu, și a fost cu altă o ocazie. plăcere Vă mulțumesc și vouă, spectatorilor noștri Și vă așteptăm ori de câte ori aveți ocazia Fie că vă uitați la matinal de la 7 la 10 Fie că comutați canalul și ne vedeți în aceeași zi, la aceeași oră La o emisiune Banu, în care discutăm de, din experiența unor antreprenori de succes Eșecurile și realizările lor, astfel încât să știm ce avem de făcut mai departe în viață. Vă mulțumesc, rămâneți pe Sens TV.